La finele lunii trecute, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a decontat peste 6 milioane de lei către oateurile din județul călăraș, în vederea achitării lucrărilor efectuate în cadrul unor proiecte finanțate prin PNDL. Localitățile care au primit finanțare sunt Curcani, Lehliu, Perișoru, Sărulești, Vlațepeș și Plătărești. Senatorul PNL Ciprian Pande a transmis. De la începutul acestui an, Ministerul Dezvoltării a virat aproximativ 31 de milioane de lei pentru lucrările PNDL în județul călăraș și, drept urmare, primăriile nu au întâmpinat întârziere la plata lucrărilor efectuate conform proiectelor de către antreprenori. Investițiile publice ale guvernului condus de Florin Cățu vor continua. Așa cum am anunțat deja, se pregătește deschiderea unor noi finanțări pentru proiectele de dezvoltare locală, așa numitul PNDL 3, a transmis senatorul.